Alertă epidemiologică în capitală. Săptămâna trecută a fost necesară identificarea spațiilor suplimentare pentru internări după o creștere galopantă a numărului de îmbolnăviri și spitalizări. Au fost înregistrate 163 de noi cazuri de gripă, dintre care 97 la copii. Șeful Direcției Generale Asistență Medicală și Socială, Boris Gâlca, a anunțat astăzi că, de fapt, numărul real al bolnavilor de gripă ar fi mult mai mare. Într-adevăr, avem o situație îngrijorătoare. În continuare, raportările din cadrul spitalelor și instituțiilor medicale de ambulator ne spun că avem o adresabilitate sporită pentru internări cu infecții respiratorii, bronșolite, pneumonii, atât la copii cât și la adulți. Cu siguranță suntem în alertă epidemiologică, cel puțin, dacă nu în epidemie de gripe. O situație îngrijorătoare este și în spitalele pentru copii. La Spitalul Clinic Municipal Boli Contagioase pentru Copii, pe 110 paturi, pe 100 de paturi sunt internați 110 copii, dintre care 67 cu gripa confirmată, cu diferite complicații de la infecții respiratorii, cu varicele. Am desfășurat și continuăm să desfășurăm paturi suplimentare la Spitalul de Copii numărul 1. Deci avem 125 de copii internați pe 100 de paturi și la fel am desfășurat paturi suplimentare. Totodată, Boris Gâlca susține că numărul cazurilor de gripă ar fi mult mai mare decât cel înregistrat. Estimările noastre spun că cazurile de gripă sunt mult mai multe, pur și simplu nu toți au posibilitatea să dea teste de laborator pentru confirmare și nu toți medicii de familie din anumite considerente raportează simptomatica de gripă sau pun diagnoza de gripă. Autoritățile municipale estimează că numărul cazurilor de gripă ar putea crește până la sfârșitul lunii ianuarie, după care ar urma să scadă.